Ce fain să ai acoperiș transparent. Avem multe detalii și pentru decor în căsuță. Nu, nu, nu. Nu mi-ai pus-o corect. Hai, tică și zăsina. Hai, tică și zăsina. Și acum vă invităm să faceți un room tour. Wow! Mami, ce faci tu, tică? Melissa? Zăsina? Va fi din sticlă. 3, 2, 1! Vom dormi noaptea în căsuță, voi vreți? Wow, da! Nouă ne plac videoclipurile la natură și mai ales când noi construim ceva, corturi sau căsuțe. Și astăzi ne-am gândit să facem o căsuță din carton cu toată familia. Și Yuki este vreun încă noi. Da, care e foarte jucăușă și vrea să muște. Avem carton aici, foarte mult carton. Și pe la fel folosi și scoci și pelicula alimentară. Avem multe detalii și pentru decor în căsuță, așa că va fi vesel, rămâniți cu noi, dați-ne like pentru încurajare și haideți să începem! Am găsit un loc minunat pentru căsuța noastră care se află între acești 1, 2, 3, 4 copaci. Nu, deja suntem în căsuță, doar că căsuța nu are nici acoperiș, nici pereți, nici mobilă. Are doar niște stâlpi din lemn. Și frunze. Da, și așteaptă să fie construită. Iar Yuki va merge la plimbare, adică undeva lângă un copacel, până că asta să fie gata, după aceea o să luăm la căsuța gata. Yuki, tu fii la muncă, nu te punem, da. Ok? Ok. Ce cadou că ți-l luat. Și pentru început, așa ne-am gândit noi, am planificat căsuța noastră, ca să legăm de acești copaci această lentă. Veți vedea pentru ce. Pentru început, vom lega această panglică de acești 4 copaci la înălțimea acestui carton. Cartonul doar ca să măsurăm, da? Da, doar ca să măsurăm. Mai pe urmă veți vedea pentru ce. Cred că deja nu mai ai nevoie de cartonul. Nu? Veți luați într-o parte. Deci, așa, noi nu facem casă de piatră, nu ne trebuie să fie super rezistente, așa, doar pentru 24 de ore. Și acum cred că e mai simplu. Mai trebuie să dăm la aceeași înălțime, da? Da, da, da. Cartonul trebuie. Cum nu? Deci nu e prea sus, îmi pare prea sus. Eu aș zice că trebuie un piculeț mai jos. Mai jos, iau, vezi că mai jos, da, vezi că... Așa. Așa. Trage la tine. Trage. Și acum mergi la doar copac. Deci, uita. Hai încă o dată. O dată. Așa. Prinde-o. Și acum la următorul, al patrulea, da? Unde da. 3-4. Și ca să nu rupim copacul, îl împingem doar un pic așa, ca să nu ne încurci nou și noi lui. Cum și acum unim încoace, da? Da, da. Așa, haide. Așa, Melissa, acum este nevoie de ajutorul tău să le tai panglica, ok? Da, eu pregătiște, am pregătită? Ți-ai ascuțit arma? Da, și mai țin cu fațetele. Da. Sub supravegherea unui adult. Bravo! Și acum legăm un nod foarte strâns aici. Așa. Cred că să... O legăm, facem așa. Facem așa încă o dată, da? Da, doar nu facem casă de piatră. Așa că suntem liniștiți. Tati, tu și arhitecturul nostru ne spui ce să facem, da? Da, am nevoie de foarfice. Jasmina, dăm foarfica. Și vom face 4 găuri în acest carton. 1, 2, 3, 4. Ok, și de ce avem nevoie de găuri? Pentru ce? Ca să putem să prindem acest carton de această panglică. Logic. Și am nevoie de panglică. Melissa, pogută-ți pe panglică. Hai, 3, 2, 1. Stai! Deci, n-ai venit degeaba. Wow! Nu prea am o echipă, cum am zis, da? Așa. Legăm o panglică de alta și acum o trecem prin acest carton. De parcă am coase. Așa, tot timpul e foarte bine îți iese, reușește. Da, și aici nu facem nimic cu ea. Vom prinde de următoarea bucată de panglică. Și ca să fie încă și mai stabil, unim și aceste două bucăți de carton printr-o gaură. Mai departe vom lua o bucată mai lungă de panglică. Foarte ca la cine este? La mine.
tine? Da, dar eu am putere să rup. Oh, dar Digule, foarte puternic ești. Așa. Da, gândi ce scapă. Eu zic să nu stau fără treabă, să iau într-o bucată de cartofi și să fac găuri. Da, super! Bă, la aceeași, adică înălțime, da? Hai, fă. Da. Aproximativ la aceeași înălțime. Așa. Dar eu? Doi. Leg aici. Parcă aș coase, parcă carton. Patru. Bine, Bita? O. E bine? Parcă da. Uite așa, bravo. Magie! Nu. Nu ne-ai pus-o corect. Nu? Scoatem. E foarte important ca să fim atenți când facem ceva. Așa. Iată cum e corect. Este? Aici în cap ideal. Da, nu ne trebuie. Aici facem intrarea? Da. Da, aici va fi intrarea. Înseamnă că lăsăm spațiul acesta gol. Deschidem ușa. Acoperișul. Facem acum și acoperișul. Ce fel de casă fără acoperiș? Acoperișul ăsta va fi unul neobișnuit, va fi din sticlă. Adică improvizat, o să fie din peliculă, dar o să fie, o să dăm zidația că e din sticlă. Și ultima bucățică. Legăm aici, ca să fie, intrarea să fie mai trainică, da? Da. Așa. Avem o ușă foarte mare, foarte spațioasă, așa, dublă, ca să încăpim trei deodată să intrăm în casa noastră. Deci, sunt câteva variante. Sau să facem acoperișul transparent, din peliculă alimentară, sau să-l facem din carton. Voi cum vreți? Peliculă alimentară. Peliculă, că așa poți să te culci și să te uiți la... Ciară la stele seara. Super! Și o să fii și foarte luminos casa noastră. Aha. Ok, facem așa. Mai întâi ce facem? Să o numim așa carcasa acoperișului nostru. Acum, doar prin prejur. Hop, hai. Da. Acum fac și eu. Hai, trage, mică. Gata, da? Da. Super. Și acum ce facem? Acum vom trage așa fâșii. Una, două, trei. Am luat așa peliculă mai groasă și mai lată și cu ea o să facem acoperișul. Hai! Noi cu tăticul facem acoperișul fiindcă noi am mai făcut în videoclipul cel mai tare cort din peliculă. Dacă nu l-ați văzut, priviți-l, dar după ce priviți acesta. Tăticul, te ajut? Da! Hai! Uite așa! Haide! Vezi, mami, cum iese? Hai, tăticu, și zăsina! Hai, tăticu, și zăsina! Aici iese așa loc și acolo tot și asta fi ventilație. Ventilare naturală. Și pentru ca acoperișul nostru să fie un pic mai rezistent, mai facem încă cu un strat în partea aceasta, perpendicular. Așa. Și mai vin încă două mânuțe pe desubt. Mânuțele Jasminei. Jasmina. Și mie, tata te cu iarăși. Cât mai aproape de acoperit, lipească. Acolo și încă nu, încă... Așa, ia uite. Hop. Așa. Tot pe aici o ieși, pe urmă o îndrepte acolo. Da, am înțeles.
Op, 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 îmbrățișez-mi copacul. Așa. Iubita, prinde. Super! Mami, ce faci tăticul? Nu am nicio idee. Hai să vedem. Hai să vedem. Tati, ce faci? Eu fac o pauză. Dar ce faci în telefon? Eu mă joc într-un joc foarte tare. Dar cum se cheamă? Jocul se numește Jolly Battle. Jolly Battle este jocul de masă preferat din copilăria părinților, reimaginat pentru copii, cu personaje colorate și terenuri de joc neobișnuite. Te așteaptă delicii amuzante în locul navelor obișnuite, bombe colorate, un radar și alte amplificatoare spectaculoase. Aranjează personajele pe terenul de joc și bombardează cu caramele inamicul. Invită-ți prietenii și familia la joc. A juca împreună este de două ori mai distractiv. Completează sarcinile zilnice și obține recompense. Jocul este disponibil pe Google Play și App Store. Pentru a vă ușura căutarea, v-am lăsat link-urile jocului în descriere. Tati, jocul e foarte interesant, doar că fără sintonică și noi n-am terminat căsuța. Da, eu zic să terminăm căsuța, intrăm în ea și apoi cu toată familia ne jucăm în Jolly Battle. Foarte bună idee! Atunci, haideți mai repede să terminăm căsuța noastră! Și Iuchia face o mică pauză. Ea a dormit, așa? Și ce e interesant, că noi facem casă din carton, dar ea doarme pe carton. Super! Hai să continuăm! Melissa? Da, Tina? Tăticu! Da? Melissa? Da, Tina? Tăticu! O clipă? Haide, echipă! Haideți, echipă! Uite așa, eu zic că e super. Foarte bine și acum ca să fie mai moale, mai călduț, aranjăm două păturiele. Ca să fie mai moale, noi avem și multe pernuțe. Fetițele mele, haideți să decorăm căsuța noastră. Bine? Da. Deci cu pernuțele le punem așa pe imagine, cred că așa. Da. Cum vreți voi, așa facem să fie frumos. Haideți. Toate pernuțele le folosim. Noi facem așa. Noi punem galben cu floricele, galben cu floricele, da? Da. Iată aici una. Blădițele unde le punem? Le punem așa pe imagine? Da. Tot. Da? Da. Unde pune ploița? Mă gândesc. Ar fi fain să o aninăm. Agățăm așa, uitați-vă, de scociu ăsta de sus, așa. Și iată așa facem. Ce idee faină ai, mămica! A, noi este, este toamna, dar noi îi dăm atmosferă de sărbătoare, da? Da. Iată așa. De azi înainte, casele cu ghirlandă de asta se podobesc și toamna. Wow! E foarte frumos. De ce ne ajung lângă niște luminițe? Părerea de nu ne-am gândit la ele, dar nu le putem lua în pădure pentru că nu avem priză aici. Da, și un generator acum nu am avut ca să facem. Dar dacă strângem 20.000 de like-uri sub acest videoclip, atunci facem o căsuță în care vom sta și noaptea cu luminițe. Și va fi foarte frumos. Vom dormi noaptea în căsuță, voi vreți? Wow, da! Eu credeam că căsuța se va primi mai mică și mai josuță. Dar eu sunt așa spățioasă că noi încăpem și poate vor încăpea încă 3 sau poate 4 persoane. Da, și stăm cu spatele întrepte, uitați-vă. Da? O să stau și așa, ridicat în genunchi. Ce mai am de pentru căsuța noastră? Cum o casă fără un safieu? Safieu pușculiță. Asta este pucuța de Jasmine și a Melisei, este plină deja, dar tăticule mai ai bănuț să mai punem niște bani în ea. Da! Aici punem monedele, dar aici bancnotele și aici punem parola și deschidem safeul. Monedele îi dau Melisei, iar o bancnotă îi dau Jasmine. Ok! Nici nu se aude pentru că safeul este plin. Aha, și cu bancnote, da? Da. Bancnote, dar... Ia uitați-vă, ia.
Și a pupat-o. E foarte interesant cu melodie. Tăticule, ce mai avem noi acolo? Avem un joc în care putem să ne jucăm dacă nu ne prinde noaptea. Cu ceva mai muțele, da. Acum și studiem și pe el. Un cub Rubik. Cine l-a luat? Melissa l-a luat? Eu și Melissa. Cine dintre voi poate să facă cub Rubik? Da? Diferite scheme. Scrieți în comentarii. Fetelor le plac foarte mult. Eu vreau să vă arăt ceva. Hai, arată. Poate de două ori aici, așa aici. Aici tot așa. Și aici iară. Și prin asta așa. Parcă e floare. Aaaa! Verde, albastru, da? Vine așa formă. Da, și Jasmina îl face înapoi. Ia arăt cum. Ia să vedem câte secunde. Nu, nu. Nu, ia știu pur și simplu atât când... 3, face acest uzor. 4, 5, 6, 5 secunde. Gata! Bravo, Jasmina! Asta în formă relaxantă. Da. Deci, mai departe, decât ce mai avem acolo, ceva de rugumat, avem noi acolo. Avem o minge, da? Dulce, o minge dulce. Da. Da, și care e din ciocolată? Popcorn. Uuuu! Salam cu pânică. Uuuu! Asta facem, da? Da. Ce e aici? Uite, avem și popcorn dulce care tare, tare mult îi place mămicăi. Caramelizat! Mi-e tot în plac. Caramelă? Da. Super. Am cu un pachet de popcorn, adică sub. Și suc din struguri și măr. Cine vrea suc? Eu. Ce-i de gustos la natură. Și se vede totul. Și privește ce asta, wow. Stai în casă, te uiți sus și vezi copacii. Un sticuț. Vezi cerul. Și va fi și mai bine. Și acum vă invităm să faceți un room tour a căsuței noastre din carton. Ce fain să ai acoperiș transparent! Vezi cerul și copacii! Ne jucăm cu mingea? Da! Da! Hai! Hai să jucăm cartofi fierbinte, știți? Hai! Da! Mi se turie de... Fierbinte. Trebuie să închipui că e un cartof fierbinte și tu ții mâna, o aruncem înapoi. Și dacă îl scapi jos, ai pierdut. Ai ieșit din joc, da? Hai! Fierbinte! Tăticul, ai pierdut! Da, dar nu mi-a dat-o, n-a scăpat-o din mâini, i-a dat-o la picior. Ok, nu calculăm, haideți să vă dată, s-a pus încălzire, bine? Hai! Cartoful se fierbântă, mai fierbinte! Fierbinte! Melissa! Ia, eu am scăpat-o acum! Hai, noi trei! Hai! Fierbinte! Jasmina! Ai împins! Miele, avraste cu tine! Haideți să vedem! 3, 2, 1, fierbinte! S-a fript nasul! Mămica a câștigat! Mămica a adus cartoful! Da! Dă-mi mie cartoful! Da, eu popcorn! Yuki! Yuki vrea la noi să trădeți Yuki! Yuki? E ceva caute! Faci cunoștință cu casa noastră, da? Nu, aceea nu spate! Uite, uite, ce aici? Yuki, Yuki, vină cu aici! Yuki, nu, popcorn nu spate! E mirosit acum! Uite, Yuki, acolo, pernunții! Îți place? Ia, nu se ține! Ia, e pierna! Pierna! Nu se poate ține! Mingea! Mingea! Eu! Mingea este pierna! Nu poate! Nu poate mușca, ia uite! Nu! E prea mare pentru Yuki! Nu! Man, tati, ne-am amintit de joc! Exact! Haideți să ne jucăm în Jolly Battle! Da? Dar pentru că avem un telefon, jucăm pe rând, ok? Tăticule? Da? Haideți la 1, 2, 3, să te încerci cu primul, da? Hai! 1, 2, 3! Eu câștigam! Mămica e prima, da? Eu mă duc prima! Ține telefonul! Ești? Jolly Battle! Hai! Așa? Bravo! Bravo, mami! Ești funcțională! Bravo, mămica!